La noi se fură mai ceva ca în codru. În plină zi, un cetățean a furat un cățeluș de pe drumul ce trece dinspre Cisnădie spre Șelimbăr. Proprietarea patrupedului face acum apel la Holz, dar și la autorități să o ajute să recupereze animalul. Cățelușul aparține ficei femei. Copila este extrem de tristă de la dispariția animaluțului. Vă rog să mă ajutați. Un domn conducând această mașină, un Ford Transit de la Cisnădie spre Șelimbăr, a oprit în dreptul străzii Carpenului și a văzut cățelușul meu care tocmai ieșise pe sub poartă și l-a luat. Sper că este un suflet bun și l-a luat doar ca să nu iasă în stradă. Îl aștept să mă contacteze și să îl aducă de unde l-a luat, a scris pe Facebook proprietarea cățelului. Între timp aceasta a depus și plângere la poliție. Femeia a publicat inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere cu momentul în care patrupedul este furat. În imagini se vede cum un bărbat se apropie de animalul abia ieșit din curte, pare că se joacă cu el, dar ulterior îl ia și se face nevăzut. Șoferul care în weekend s-a jucat prinselea cu polițiștii se alege cu uzor năit de cătușe. Acesta a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia instanței a venit în cursul serii de luni. Reamintim faptul că totul s-a întâmplat duminică pe un drum județean când polițiștii l-au somat pe bărbatul de 35 de ani, originar din Vurpăr, să tragă pe dreapta pentru un control de rutină, pentru că a refuzat oamenii legii sau luat după el. Prin stații aceștia au dat și datele mașinii, astfel încât șoferul să poată fi Oprit de alte echipaje. A fost reperat ulterior în zona de-a de unde polițiștii s-au luat din nou după el. Urmărirea s-a încheiat abia pe strada frasinului din Sibiu, dar nu înainte ca bărbatul să lovească două auto speciale de poliție și să rănească un agent. La testarea cu etilotestul, șoferul a prezentat o alcoolemie de 0,80 mg per litru de alcool pur în aerul expirat. Este acuzat acum de conducere sub influența alcoolului bătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Tamponare pe Bâlea în dimineața zilei de marți, trei mașini s-au ciocnit. Polițiști ajungi la fața locului spun că evenimentul rutier s-a produs pe fondul nepăstrării distanței de siguranță. În urma impactului dintre cele trei autoturisme, o femeie de 22 de ani a fost strănită și a fost dusă la spital. Tânăra s-a ales cu un traumatism de coloană cervicală și lombară. Polițiștii biroului Rutier Sibiu au intervenit în această dimineață la un accident de circulație produs pe strada Bâlea din municipiu, accident în care au fost implicate trei autoturisme. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că cel mai probabil pe fondul nepăstrării distanței regulamentare în mers, trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune în lanț față-spate. Cele trei mașini erau conduse de către o sibiancă în vârstă de 22 de ani și doi bărbați, unul din șelimbăr în vârstă de 60 de ani și altul din Sibiu în vârstă de 45 de ani. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto. În acest caz, polițiștii rutier continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a condițiilor și împrejurelor în care s-a produs accidentul rutier, fiind deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pentru a preveni astfel de incidente, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să dea dovadă de prudență, să fie atenți în intersecții, să circule cu viteză redusă și să păstreze întotdeauna o distanță suficient de mare față de mașina din față, astfel încât în caz de necesitate să poată frâna în condiții de siguranță. Mediașul urmează exemplul Sibiului la capitolul amenajare zone verzi. Administrația medieșană intenționează amenajarea malurilor râului Târnava Mare. Primul pas în realizarea acestui proiect este realizarea unui studiu de fezabilitate. Dacă promisiunile pe care le-am făcut în mandatul 2020-2024 am urmărit să fie transformate în proiecte, proiecte care să fie duse la bun sfârșit și în acest mandat îmi propun ca toate promisiunile pe care le-am făcut în perioada electorală și mă refer în principal la această broșură, Mi-am propus să le transform. În proiecte, proiecte extrem de utile pentru comunitatea medieșană. Am avut astăzi o întâlnire extrem de importantă cu colegii mei din primărie, cu firme de consultanță pe un proiect drag mie și anume acela de amenajarea malurilor Târnavei pentru zona de agrement. Consider că vom găsi și sursa de finanțare și că în final acest proiect, această investiție va fi extrem de utilă pentru municipiul Mediaș. În cadrul proiectului se are în vedere amenajarea malurilor râurilor pe tot intrabilanul orașului. Malul drept ar urma să fie amenajat pe o suprafață de 2300 metri liniari, iar cel stâng pe o lungime de 1300 de metri liniari. Activitățile propuse a se realiza prin proiect presupun crearea unor facilități de recreere pe malurile râului Târnava Mare, în suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați, precum și activități auxiliare care să susțină funcționalitatea zonei, printre care amintim amenajarea de alei, piste de biciclete, montarea de mobilier urban creat din materiale prietenoase cu mediul, instalații de iluminat, supraveghere video sau distribuția semnalului wireless, mai spun oficialii administrației medieșene. Nici nu s-au așezat bine în bănci că elevii se pregătesc deja de prima mini-vacanță. Finalul lunii vine cu o săptămână de liber pentru preșcolari și școlari. Vacanța de toamnă începe în 26 octombrie și durează până în 3 noiembrie. Reamintim faptul că anul școlar este împărțit în numai puțin de 5 module. Primul dintre ele se încheie odată cu începerea vacanței de toamnă, cel de-al doilea modul începe în 4 noiembrie și va dura până la începerea vacanței de iarnă, adică până în 20 decembrie. După această dată copiii vor intra într-o nouă vacanță care va ține din 21 decembrie până în 7 ianuarie. Cel de-al treilea modul de învățământ va începe în 8 ianuarie și va ține până în 7, 14 sau 21 februarie, în funcție de cum a ales fiecare județ în parte să aloce săptămâna liberă dedicată sporturilor de iarnă. Vacanța de schi trebuie musai programată în perioada 10 februarie 2 martie. Penultimul modul educațional începe în 17-21 februarie sau 3 martie și durează până în 17 aprilie, când copiii vor avea o nouă vacanță. Aceasta va dura până în 27 aprilie. Ultimul modul de educație din acest an de învățământ începe în 28 aprilie și se încheie odată cu ultima zi din acest an școlar, adică în 20 iunie 2025.